Salut toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. De data aceasta sunt singur din nou, este dimineața, este undeva la 10 dimineața, iar Rafael nu s-a trezit pentru că el se trezește la 2 ca șeful. Haideți să jucăm și noi un match și am găsit un nou deck, Freeze Graveyard, sună destul de OP, o să încercăm și totodată ideea mea să fac legendarele astea la level mare. De exemplu, legendara asta aș putea să o fac la level 3 pentru că o am pe shop aici. 4 cărți, costă în jur de 5 milioane. Spuneți dacă părere este o decizie corectă să duc legendara asta la level 3. Wow. Rețesa de level 3 ar putea fi OP. Hai să dăm și noi niște meciuri rank, bineînțeles, pentru că mie nu-mi plac pelea a rank. Suntem tot la 3100, n-am mai reușit să fac nimic. Hai să vedem aici ce reușim să facem cu deck-ul ăsta, habar n-are, prima oară când joc cu el. Merge puțin de reloare sau mi se pare mie. De puțin, stai puțin. Stai că se apucă de mine băiatul ăsta. Ok, o să se omoare unii pe alții. Bă, dar nu-i venit Graveyard, deci nebun, hai să începem cu golemul ăsta de aici în spate. Graveyard Freeze. A trebuit să fie destul de OP. Habar, nu am cât de OP. Încă! Hai să vedem. Bă, am dat ceva damage și mi se pare destul de interesantă combinația, faptul că pe mine m-a bătut unul cu Graveyard Freeze. O să-l lăsăm pe ăla să moară. Cred că merge mai bine în dublu elixir decât acum. Hai mă. Graveyardul ăla de level 3 n-are nici măcar o treabă. Pentru că avem Graveyard de level 3. Bă, bă, bă. Nu, 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 pe turn, pe bune. Ok, hai că am luat damage, dar nu așa de mult. LOL, ce predicție. N-ai cum, aia câștig jocul pentru ea. Perfect. Primul meci pe ziua de astăzi, de dimineață, așa, cu predicția superbă. Oh, ce frumos. Poți să încerci orice. Ha, ha. Predicția superbă a fost acolo. Știam că pune alea. Deci deck-ul ăsta este foarte șmecher. Băieți, am revenit cu un nou deck aici, P.E.K.K.A. Hog Rider, habar n-am cum se joacă, dar îl vom încerca în arena asta aici. Am încercat deck-ul, am câștigat două meciuri. Hai să mai încercăm și alt deck, ci că deck-ul ăsta e în vogă acum. Facem split niște goblinași din ăștia. E foarte în vogă. Oh, ok. N-am mai văzut de mult. Cum se numește ăsta? Lava Lun? Hai să vedem ce se întâmplă pe aici, când am prea multe de aer. Opa! Dați puțin că am plecat, băieți.
Bă, uite, mă. Dar nu e bine deloc. Ce loc tâmpit. Vai de capul meu. Ia uite ce plânge săracul copil. I-am distrus toată copilăria. Hai să vedem. Ăsta mai mult dă defensivă, dar văd că are și power. Da, mă, o lovitură, e nebun. Opa. Deocamdată nu pot să intru cu P.E.K.K.A acolo. Destul de aiurea. Dai puțin că veni cu minerul să tancheze pentru aia. Trei lovituri de hog ar trebui să fie suficiente. Mi-a luat turnul, perfect. Stai, 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 că n-am ce să, cu ce să-l apăr. Băieți, uitați cât am pierdut, am pierdut foarte multe bătălii, uitați. Cred că am pierdut vreo 5-6 la rând, e timpul să pun deck-ul meu, să regenerăm înapoi trofeele, să vedeți că este destul de bun deck-ul meu, este foarte OP, care graveyard de level 3, pompă mare. Haideți să jucăm și un meci cu deck-ul meu, să-i omor pe ăștia, bă, de n-a râs unul de mine, de m-a disperat, de la început până la sfârșit. Hai să vedem acum, trebuie să facem un challenge, la fiecare, oh, ok. Mamă. Deci asta este plata pentru pompă. Ia uite-l, bă. Trebuie să-l opresc, altfel îmi omoară și pompa. Oh, ok. Un tur pentru pompă mi se pare ok. Faptul că spamat unități acolo la pod. N-ar trebui asta să fie. Uite, bă, are Cannon, ești nebun. Îl las pe ăla, dar cu Cannon-ul lui. Hai acum să-l văd eu. Să-l văd eu pe Pinoiul ăsta. Pinoi Dota! Pinoi! Opa! Ce s-a întâmplat acolo? Să apere aici. Hai să vedem. De te reiși pe ăla, fii atent aici. Fii atent acolo, că de te reiși pe ăla. Se aude ca un gigant ăla, ești nebun. E bine că atinge turnul. Că n-are loc cu Grider-ul, săracul. Săracul copil. Mai iau un hook. Mai iau niște dăștia, paci.
Poate te înveți minte să nu mai folosești combinația aia de rahat. Vezi că ăla o să pleznească și o să pleznească tot ăia cu el. Ia uite-l, mă. Băi, nu pierde, mă! Ai barbarii, Cannon! Haide să trecem și noi la următorul match. Și v-ați întrebat de ce am scris acolo Slater, pentru că e mai frumos fără X. E așa un pic mai limitat ca între prieteni. Hai să vedem, ăsta plânge deja. Abar n-am de ce plânge, da, plânge, pare. Și aparent ăsta a fost graveyard-ul meu. Ce voce au ăștia ciudate. Deci are Lumberjack cu Hog Rider. Dar trebuie să tapă partea asta. Hai să vedem. Gigant. Bă, deocamdată nu cred că am nimic pentru giganți ăștia. Cred că ar trebui să-mi pun un Inferno Dragon ceva. Normal că joacă cu toate vrăjitoarele din joc. Hai, de capul tău. Ce se întâmplă? Oh, păi nu vrei să mă aperi, ok. Stai puțin că nu mai joacă ăsta. Oh, free win. Stai acolo. Aha, karma. Thanks, băiatul. Bine, nu e prea corect, dar mă bătea și așa că am salvat trofeele.